O expoziție cu lucrări de Georgeta Năpăruș a fost deschisă la Galeria Romană, spațiul expozițional din centrul Bucureștiului, fiind transformat într-unul asemănător unui muzeu. Născută la Comarnic în 23 octombrie 1930, absolventă a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu în 1957, la clasa pictorului Rudolf Schweitzer Cumpăna, Georgeta Năpăruș a fost apropiată compozițional și coloristic de Paul Klee și Gustav Klimt, dar influențată și de geometria folclorică românească, fiind adeptă a narațiunii fantastice. S-a inspirat profund din folclorul românesc, fiind pasionată de portul popular. A fost, de asemenea, foarte preocupată de evoluția țării după 1989. Este o expoziție care adună lucrări unice din opera artistei. Chiar aș spune că caracterul ăsta foarte, foarte unic și particular și original este esențial aici. Sunt aproape unicate în sânul operei ei, deci este, să zicem, singurul portret pe lemn, singura icoană, singurul motiv labirint, obiecte din lemn, colaj. Deci majoritatea sunt opere de după 89. Pictoriță modernistă și vizionară, Georgeta Năpăruș s-a situat în mod asumat prin metoda clasică a desenului, în locul în care noul design al televiziunii și computerului din anii 90 se repercuta asupra reflectării omului și ambianței sociale în general. Eu, care am cunoscut-o de aproape, fiind amândoi pictori, am avut și multe lucruri în comun, până și atelierul am avut împreună. Cred că, de fapt, asta e încercarea expoziției, să arătăm cât de modernă și cât de contemporană este Georgeta Năpăruș. Georgeta Năpăruș a utilizat jocuri și obiecte ready-made, adică articole curente, gata făcute, scoase din contextul cotidian, prezentate drept opere de artă, învățând sau intuind rapid tehnicile noi și interferențele lor. În ultimii ani, lucrările Georgetei Năpăruș au apărut frecvent în expoziții de grup sau licitații. Expoziția poate fi vizitată până pe 29 iunie.